Bine ați venit la mobilisimo.ro, suntem la Comic Con, East European Comic Con, Comic-Con-ul din România, la Romexpo. În spatele meu este cea mai mare dioramă Lego din lume, a fost omologată de Cartea Recordurilor. Eu sunt foarte mare fan Lego, am avut și câteva de la Star Wars, dar nu așa. 1,2 milioane de piese, avem 200 de nave, avem vreo 1000 de figurine, au fost nevoie de 25 de oameni, o zi jumate să facă treaba asta. Și în minutul următor o să vă spun care e treaba cu superconstrucția asta Lego de aici, de la Comic Con. Bun, o să începem cu evidentul, și anume omologarea de Cartea Recordurilor. Hai să vă arăt treaba asta, este aici Guinness World Book Record, certificat. Cea mai mare dioramă Lego din lume. Sunt și piese custom. Asta este planeta Lothal din Star Wars Rebels și vedem navele celor buni și navele celor răi. Asta este tabăra celor răi, soldății frumos distribuiți aici. Și hai să mai vedem una alta. Foarte multă lume la Comic-Con-ul ăsta, foarte mult cosplay, foarte multe lansări de carte, dar n-am văzut Dune, ceea ce mă întristează maxim. Bun, în continuare, asta e zona celor răi, vedem și roboții ăștia celebri. Uite și un AT-AT, parcă se numeau ăia. Nu? Erau unii pe patru picioare la un moment dat. E ăla din Zare, cred că este AT-AT-ul pe care îl doborau pe planeta înghețată înlănțuindu-i picioarele la un moment dat, pe vremea lui Skywalker. Avem și un trenuleț. Și mai sunt piese care sunt puse în mișcare de baterie. Avem și X-Wing-uri, avem și Y-Wing-uri. Și o grămadă de muncă s-a depus pentru a realiza această dioramă uriașă. Mie mi se pare că au scos un timp bun, o zi și jumătate, în 25 de oameni să facă toată asta. Sunt foarte impresionat. Au lucrat cu 1,2 milioane de piese Lego. Imaginează să calci pe așa ceva. Mă rog, să sperăm că nu. Aici sunt navele celor buni și sunt și câteva piese originale, gândite complet de ei. Uite, nava asta roșie, de exemplu, nu exista sub formă de set de cumpărat de la magazin. Și mai este o navă la un moment dat cu galben. Este un TIE Fighter de minerit. TIE Fighter-le de obicei nu sunt de minerit, sunt de, știți voi, luptă. Uite, este în Zare, acolo se vede un TIE Fighter galben. Și asta este special pentru minerit. Bun, cam asta poți să vezi la Romexpo. Una din chestiile pe care poți să vezi la Romexpo, pe lângă TDR-ul la standul Samsung jucându-se cu fanii. Și dacă tot suntem aici la Lego, uite-l și pe Bowser, dacă nu mă înșel, din Super Mario, făcut din foarte, 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 foarte multe piese. Cam asta se vede zilele astea. Am zis să mai facem o pauză de la telefoane, de la tablete, de la PC-uri, de la laptopuri, să ne mai aplecăm și spre copilul din noi și să vedem cele 1,2 milioane de piese Lego care compun superbitatea asta de dioramă. Și stai că am văzut ceva interesant acolo. Mi se pare că e ceva în flăcări. Am văzut eu bine? Uite și pe Spider-Man, Venom. Chestia asta pare a fi în flăcări. Cel puțin așa pare. O chestie genială, așa ceva nu era când eram eu mic, abia făceam rost când eram eu mic de Lego-uri de-astea mai basic. Nave cu pirați și tot felul de drăcoveni. Acum sunt cu Star Wars, cu Harry Potter, cu flori, cu arhitectură, cu picturi celebre. Cam atât de la standul Lego de la East European Comic Con.